Bună și bine am găsit la un nou de clip la mine pe canal. Astăzi facem un wedding vlog. Asta pentru că vă iau cu mine la o nuntă. O să ne pregătim împreună. O să vă arăt cum o să fie atmosfera pe acolo, cum este rochița mea și alte chestii, pentru că vreau să ne rămână amintire. Așa că stați pe fază pentru că urmează imagini foarte, foarte frumoase. În sezonul 2, dar în 3 și om vedea. Eu tind să cred că o să mai apară, pentru că asta se întâmplă de fiecare dată când un se... Și mi-am făcut machiajul ochilor, nu m-am mai arătat pentru că altfel simțeam că o să greșesc. Ideea este că la ora 10 am programarea la păr, nu știu ce o să fac, nu știu cât o să-mi ia, la 2 trebuie, sau de fapt la 1:30 trebuie să fim acasă la mireasă, că plecăm de acolo spre biserică și nu știam dacă o să mă încadrez ca lumea cu timpul, așa că mi-am făcut ochii de pe acum, în afară de tuș. Tușul o să-l fac după ce mă întorc, la fel și machiajul feței, că m-am gândit că nu știu dacă o să reziste chiar atât de bine. Așa că, da, ăsta e machiajul, nu știu ce a ieșit. O să-l mai schimb, probabil pe parcurs, o să dau și pe jos ceva fard. Tușul o să schimbe și el tot și... Da, zici că mă mărit eu, așa sunt, așa am focuri. Da, haideți să vedem ce o să iasă cu părul și cu machiajul. Și ca să vedeți ce e rochița, aceasta este, mi se pare, superbisimă, de prințesucă, așa. Abia aștept să o port. Acasă. Nu prea am vorbit cu voi pentru că am fost plecate la păr, după aia am venit acasă, m-am machiat, bine, mai am pe buze, dar asta o să las la sfârșit și îmi place foarte mult ce a ieșit. Acum, mama mea, vreau să zic că stă într-un mare stil acest fixativ, așa, și e ceasul de abia 11:24, mai avem timp, trebuie să o fac și pe mami și da, cam asta e treaba. Am să încerc ceva pe buze să văd cum ar veni și îmi place foarte mult culoarea asta. Până la urmă, pentru la biserică, o să mă îmbrac cu o rochie. Rochia pe care am purtat-o la Digital Divas acum 2 ani, cred că, e drăguță și am să o iau pe aia. Inițial eram între ea și o salopetă, dar am zis hai să fiu și eu totuși în rochie, că na. Și acum ai mei s-a dus ca o puțină treabă, tot așa cu nunta și... Eu îi aștept să vină să o machiez și pe mami și după aia, na, mai un pic și se face 12 și ne la 1:30 ar trebui să fim la mireasă ca să mergem spre biserică. Abia aștept să văd cum o să fie. Văd că am venit și soarele, în sfârșit a venit soarele și s-a mai încălzit față de ieri când a fost foarte urât și chiar ne gândeam, aoleu, ce-i cu vremea asta, dar a ieșit soarele, așa că mă bucur foarte mult. Da, haideți că vă las și vorbim încolo. Hei, acum plecăm de la apartamentul miresei spre biserică, foarte frumoasă, le-am făcut poze, am filmat, bine, pentru voi nu prea o să filmez foarte multe pentru că, na, sunt oameni pe care nici eu nu-i cunosc și nu vreau să îi filmez să apară, că sigur nu ar vrea. Ca și a treia din camere, Domnului se rugă. Hello! Am ajuns acasă. Nu cred că am filmat foarte mult pentru voi. Am filmat pentru cuplu, pentru că o să fac un filmuleț, nu știu dacă v-am zis. Vreau să le fac ca un fel de cadou din partea mea, un filmuleț cu nunta lor, cu ce surprind eu din nunta lor. Și am filmat foarte mult pe parcursul ceremoniei la biserică. A fost foarte frumos, foarte emoționant, mi s-a părut că a durat o grămadă, nu știu de ce, la biserică, deși a fost o singură oră, dar din cauza că pe mine mă băteau groaznic încălțările, da, am avut un pic de probleme la capitolul ăsta, mă dor picioarele numai, dar am iertat, a fost foarte frumos. Acum mi-am luat pe mine o cămașă de la mami, ca să nu mi se strice părul, că oricum se lasă, dar, na,
trecem peste. Mi-am mai updatat un pic machiajul, mi-am dat o linie de fard închis pe linia de jos a ochilor și o să-mi schimb și rujul. Bine, acum nu mai am nimic, că m-am șters. Mi-am băgat poze și video ce am filmat, am băgat în laptop și acum vreau să bag camera la încărcat. E 3:40, la 5:05 ceva plecăm de acasă, cred, habar n-am. Și da, foarte frumos, abia aștept să văd cum o să fie și la restaurant.